Dragi prieteni, la început de săptămână, la o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea, vă spune Mircea Goian, o zi frumoasă să petrecem împreună, cel puțin ora care urmează. Am ca invitat astăzi pe domnul profesor dr. Florin Marin Ilieș, directorul Colegiului Național Decebal, pentru prima dată în studioul nostru Capital TV din Deva. Bine ați venit, domnule director. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Într-un fel, n-am putut să nu fac această invitație pentru că sunteți foarte vizibil în ultima perioadă, dacă, mă rog, am sesizat noi cei din Deva, atât prin rezultatele pe care le obțin elevii care, sigur, sunt în colegiu, dar și prin diferite activități prin care vă implicați în viața comunității de aici. Felicitări pentru ceea ce faceți și mă bucur că aveți o asemenea, mă rog, statut, ca să spun așa, da, de lider a unei instituții care, sigur, iată, de excelență, putem spune. Ne-am pregătit și un film de prezentare, un film pe care cred că dumneavoastră l-ați realizat, sigur că da. Da? Și în care putem afla mai multe lucruri despre ceea ce înseamnă Colegiul Național Decebal. Încep cu istoria, da? Câteva, să zic eu, secvențe din istoria colegiului, dar după aceea vom discuta despre ce se întâmplă acum. Da. Da, deocamdată să vedem filmul. Înființat în anul 1871 ca urmare a dorinței populației din Transilvania de a pune bazele unei școli, văzut încă de pe atunci ca posibilitate de luminare și afirmare a tinerelor generații, împlinind așadar un secol și jumătate de existență, Colegiul Național Decebal din Deva este un adevărat reper al învățământului hunedorean, impunându-se marcant în peisajul școlii românești. În decursul îndelungatei sale existențe, colegiul a cunoscut ample și succesive schimbări, de la denumirea de liceu de băieți la liceul Decebal și, în final, Colegiul Național Decebal, desfășurând forme de învățământ și profiluri diferite și variate. A început cursurile liceului Decebal în toamna anului 1943, în plin război, cu foarte multe lipsuri, cu foarte multe greutăți, după care a urmat actul de la 23 august 1944, care ne-a dus și mai multe suferințe. În orice caz, liceul Decebal, cu o veche tradiție din 1871, avea un corp profesoral foarte bun, care a contribuit la formarea noastră în pofida tuturor dificultăților pe care le-au adus noile schimbări politice din țară. Amintesc dintre profesorii mei pe Octavian Jula la religie, care rămâne excelent profesor, pe Ștefan Lupul la română, Ecaterina Sirca, soția directorului Liviu Sirca, iarăși o profesoară excepțională de limba română, profesorul Avram Ilarion de la istorie, profesorul Timotei Clipi de la fizică și chimie și mulți alții. Deci profesori foarte buni, formați în mari centre universitare din perioada interbelică. Datorită acestor profesori am urmat cele 8 clase de liceu, cum era pe atunci, deși în 1948 a urmat reforma învățământului care a schimbat structura întregului sistem de învățământ de la noi, dar am reușit cu bine toate clasele. Am dat examen de admitere la Facultatea de Istorie din Cluj și am reușit primul, dar din păcate am fost expatriculat pe motive politice, după care am dat admitere la Facultatea de Teologie, la care de asemenea am reușit primul. Deci se datora foștilor mei profesori de religie și de istorie de la liceul Decebal. Iar faptul că am reușit să lucrez, să scriu mai multe și să tipăresc mai multe lucrări, se datora în bună măsură celor doi profesori de limba română pe care i-am avut, Ștefan Lupu și Ecaterina Sirca. Deci datorez liceului Decebal întreaga mea formație și îmi amintesc cu multă plăcere de profesorii mei și de colegii mei care s-au realizat cu toții în pofida condițiilor grele de viață din 1951, când am terminat liceul. În conștiința devenilor, Decebalul este liceul de la poalele cetății, unde se intră greu, se învață carte în modul cel mai serios, o școală de prestigiu în care valorile modernității se sprijină solid pe tradiție, este o adevărată provocare și totodată un standard. O ștachetă. Numele meu este Liviu Aron și sunt cercetător postdoctoral și asistent universitar la Facultatea de Medicină a Universității Harvard.
După absolvirea Colegiului Național de Ceva din Deva, am efectuat studii de inginerie genetică și biochimie la Institutul Național de Științe Aplicate din Lyon, Franța, urmate de o specializare neurogenetică la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia, și de un doctorat în neurobiologie și genetică la Institutul Max Planck de Neurobiologie din München, Germania. Ca fost absolvent și olimpic al colegiului, Decevalul reprezintă pentru mine locul unde, sub îndrumarea domnului profesor Florin Lilieș, am descoperit frumusețea chimiei, cât și pasiunea mea pentru chimie, locul unde am învățat să lupt și să câștig la competiții și olimpiade și unde am putut astfel contribui la ridicarea prestigiului acestei instituții. Însă Decevalul a fost și este mult mai mult decât o instituție de învățământ. Decevalul este locul unde se descoperă vocații, unde se perfectează talente, locul unde se formează caractere, personalități și destine. Decebalul este o stare de spirit, o comunitate, unde destinele profesorilor și ale elevilor se îmbină în mod armonios. Sunt foarte bucuros și mândru să observ că în ultimii ani colegiul a devenit o instituție de talie europeană, unde arta și cultura înfrumusețează știința, unde avangarda și noile tehnologii completează tradiția și unde elevii învață să devină cetățeni ai României și a Europei de mâine. Pentru mine, în mod personal, chimia învățată la Decebal, cât și valorile și etica dobândite la Decebal, contribuie în mod direct la activitatea mea de cercetare din domeniul îmbătrânirii creierului și al prevenirii demenței Alzheimer și pentru aceasta sunt foarte recunoscător Colegiului Național Decebal. Vă doresc să rămâneți mereu tineri și nonconformiști și sper să ne revedem în curând. Trăiască Decebalul! Pentru oamenii care formează Colegiul Național Decebal, elevi și profesori, este spațiul cultural complex unde se educă tineri cu inteligență activă și creativă, potențând solidaritatea socială, gândirea independentă, pragmatismul necesar încadrării în societate, dar și puterea de a visa, atât de necesară ființelor umane, mai ales celor în formare, cum sunt elevii. Pășind în interiorul colegiului vechi de 145 de ani, ai sentimentul că bolțile de piatră ale acestei instituții sunt un arc de triumf prin care trec învingătorii, miile de absolvenți care s-au format în creuzetul acestei școli. Și ce altceva să promoveze o școală dacă nu rezultatele obținute de elevi la examene, la olimpiadele școlare de nivel național și internațional? Păstrăm excelența. An de an, rezultatele obținute de elevii noștri la concursurile și olimpiadele școlare naționale și internaționale fac cinste comunității noastre. Iar în liceu m-am axat mai mult pe științele exacte și am fost la concursul național de matematică Adolf Haimovici. Am participat la concursul la Carnet, la care am obținut locul 2 la două secțiuni diferite, una despre calculatoare, una despre programare. În gimnaziu am participat la mai multe olimpiade, dar în liceu am ales să mă axez doar pe limba engleză. Astfel am participat la Olimpiada Națională de Limba Engleză încă de pe clasa a 10-a, iar anul acesta am reușit să iau premiul întâi la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză. Am o convingere veche aproape ca mine. Ființa umană, omul, ca să iasă din starea de animalitate și nimicnicie, trebuie să acceadă, musai să acceadă la lumina spiritului. În ce mă privește, șansa de a mă împărtăși cu o asemenea lumină mi-a fost oferită de o minunată școală veche, o școală transilvană de cultură, care a fost și a rămas mult dragul meu liceu Decebal, numit astăzi, foarte frumos, Colegiul Național Decebal din Deva. Fie binecuvântat! Tradiție, prestigiu, performanță. Iată viziunea școlii și valorile care fac din această instituție un neîntrerupt efluviu de valori umane. Am un filmuleț care cred că n-a prins decât așa o câtime din ce se întâmplă la dumneavoastră acolo. Mi-ați spus înainte de emisiune, aveți, să zic eu, o situație a evaluării naționale, da, cu care probabil că vreți să o transmiteți, să se știe ce s-a întâmplat și cum vă prezentați.
Aș vrea să încep cu subiectele de actualitate ale școlii și anume s-au încheiat examenele naționale, bacalaureatul, evaluarea națională. Chiar astăzi absolvenții noștri au luat diplomele de bacalaureat, s-au înscris chiar de astăzi la facultate și iată că putem să tragem câteva concluzii în urma celor două examene naționale. Aș vrea să spun câteva lucruri despre evaluarea națională a elevilor din clasa a 8-a. În acest an am avut 121 de absolvenți ai claselor a 8-a. Am avut 4 clase în limba română și cu predare în limba română și o clasă cu predare în limba germană. Mulți absolvenți, a fost o perioadă de 4 ani destul de grea pentru colegii mei profesori să îi pregătim, să-i aducem la un examen național și iată că vă putem prezenta rezultatele. Din cei 121 de absolvenți, 50% dintre ei, 60 de absolvenți au obținut medii generale cuprinse între 9 și 10. Acest lucru spune foarte mult pentru noi, dar ne și obligă ca în anii următori să creștem cel acest puțin, așa, da, procent, să muncim mai mult. Sigur, toți elevii au obținut medii generale. Asta vreau să întreb. Sau clasificat. Nu au obținut medii sub 5 la evaluare națională. Și tot din total, 95 de elevi au obținut medii generale peste 8. Un lucru care ne bucură foarte mult și avem convingerea că cei mai mulți dintre absolvenții noștri vor fi repartizați în zilele următoare în clasele a noua pe care noi le oferim absolvenților din toamnă. Mi-a plăcut cum a spus, o perioadă grea pentru profesori. Da, a fost o perioadă foarte grea pentru profesori. Știți, admiterea la în clasa 5-a, se spune așa, admitere, se face pe baza unui test de aptitudini la limba engleză. Nu se face pe baza unui test de matematică sau limba română și întotdeauna am făcut în așa fel încât... Bun, și germană, probabil, pentru cei de la secția, și nu? Și cei care studiază limba germană, ei vin în continuare. Ei sunt deci, absolvenții noștri de clasa 4 din, și ei trec din automat oficiu, în clasa 5. Mă refer la învățământul limba română, când selecția noi o facem pe baza unui test de limbă engleză. Sigur că cunoștințe de limba engleză, cam toți cei care se orientează spre școala noastră promovează. Nu facem un test de matematică sau de limba română pentru că legislația nu ne dă dreptul, dar nici nu dorim. Pentru că școala noastră este o școală deschisă spre comunitate și nu vrem să punem bariere celor care vor să studieze la liceul Decebal. Bun, în alte licee există altă probă sau tot engleză? Nu există altă probă, cel puțin la noi în DEVA, numai noi dăm probe de limbă engleză. Liceele vocaționale și școlile vocaționale, clasele vocaționale pot să organizeze și alte probe. Cei de la liceul de artă sau liceul sportiv. Dar noi dăm numai probă de limba engleză pentru că avem clase intensiv limba engleză. Și spuneam că este o muncă grea a profesorilor noștri pentru că avem copii care pornesc de pe paliere diferite și la română și la matematică și atunci trebuie să-i aducem înspre performanță. Ceea ce am obținut noi reprezintă performanță și vrem să menținem acest standard.
Bun, cred că în ultimii ani sunteți aici, la ce mi l-ați spus. Da, adică diferențele nu sunt foarte mari. Nu cred, sunt foarte mari. Rezultatele se mențin, cam aceleași procente și acest lucru ne bucură, dar v-am spus, ne și obligă an de an să fim foarte atenți, să nu scădem nivelul de pregătire al elevilor noștri, să avem cerințe mari în timpul gimnaziului. Da, selecția când o faceți? În ce an? În clasa 5-a. Acolo se face selecția. Acolo da. În clasa 5-a copiii vin la noi, se orientează înspre noi din clasa 5-a și iată acum avem rezultate. Pe parcurs mai sunt și eșecuri? Pe parcursul parcursul gimnaziului nu mai facem selecții. Cei mai mulți copii se adaptează cerințelor noastre. Și atunci pragul de clasa după clasa 8-a? Sigur că după clasa 8-a, o parte dintre ei, sau cei mai mulți, cu medii atât de mari, vor fi repartizați la noi și îi vom avea elevi începând de la toamnă. Da, deci într-un fel sunt două praguri de selecție, nu? Până sigur spre liceu. Că da, până se termină liceul în clasa 5, acel test și după aceea repartiția computerizată, evaluarea națională și urmează săptămâna viitoare, săptămâna aceasta să aflăm și rezultatele de la repartiția computerizată, să vedem câți elevi dintre absolvenții noștri au reușit acolo unde ei au dorit. Structura curriculară este spre partea reală sau... Cele mai multe clase au profil real. Oferim absolvenților și în acest an 7 clase. 6 clase în limba română și o clasă cu predare în limba germană. Clasa cu predare în limba germană are specializarea științe ale naturii și celelalte clase, matematică, informatică, bilingvă, engleză, matematică, informatică, intensiv, informatică, științe ale naturii, bilingvă, engleză, bilingvă franceză, bilingvă germană și filologie, bilingvă engleză și filologie bilingvă franceză. O singură clasă de filologie și restul sunt clase, o singură clasă profil uman și restul profil real. Aceasta este orientarea liceului nostru și cred că nu am greșit când am ales aceste specializări. Acea clasă de limbă care se învață în limba germană are o anumită, să zic eu, motivație că există? Elevii care au ales să studieze în limba germană sunt absolvenții noștri. De fapt, noi oferim comunității grupe de învățământ preșcolar în limba germană, învățământ primar în limba germană, gimnazial și continuăm cu învățământul în limba germană și la liceu. Desigur, nu sunt etnici. Cei mai mulți nu sunt etnici germani, dar părintele poate să aleagă, legea îi dă dreptul, să aleagă limba de predare într-o școală din România pentru copil. Deci părintele poate să opteze. Și avem foarte multe opțiuni pentru limba germană. Este o limbă mult vorbită în Europa. Universitățile din țară oferă elevilor care termină această traiectorie specializări în limba germană și Universitatea din Cluj, Universitatea din București, Universitatea din Timișoara, de 2 ani de zile oferă o specializare în limba germană. Iată că pot să își continue studiile învățând limba germană în țară. Ei pot să continue, desigur, și în Germania, în Austria, într-o țară în care se studiază aceste, limba germană, sigur că da. Trebuie un anumit statut social pentru o familie care vrea să-și dea copilul la... Nu, eu nu cred că trebuie niciun statut social, pentru că școala este gratuită. Desigur, sunt foarte mulți elevi de-ai noștri talentați la limba străină, învață ușor limba străină, dar datorită faptului că se predau și alte discipline în limba germană, copiii își însușesc mai ușor limba și
obține rezultate foarte bune. La sfârșitul liceului ei obțin, ei dau un examen organizat de Ambasada Germaniei în România. Primesc o diplomă, cei care realizează un anumit punctaj, o diplomă de limbă de recunoaștere a cunoștințelor de limbă germană, și această diplomă le dă apoi dreptul de a studia la o universitate cu predare în limba germană în România sau la o universitate din altă țară. Da, deci există posibilitatea, și după ce discutăm despre bacalaureat, o să vă întreb dacă aveți, mă rog, informații despre elevi care au luat bacul și sau se îndreaptă spre facultăți din alte țări. Vorbim despre bacalaureat, vorbim dacă vreți. Vorbim despre bacalaureat, sigur, rezultatele la bacalaureat și în acest această probă, mă rog, cu istorie în ultimii ani, da, și cu tot felul de controverse, da? Așa. Camerele video încă se păstrează, nu? Se păstrează, da, încă s-au înmulțit camerele video, din păcate. Adică, din păcate, de ce? Pentru că acest examen trebuie să se desfășoare în mod corect și fără camere video. Noi am dat un bacalaureat, niciodată nu ne-a trecut prin minte că putem să copiem sau că cineva ne va lăsa să copiem, și nici nu existau camere video când am dat noi bacalaureatul, și după părerea mea a fost un examen foarte serios. Aș vrea să spun câteva lucruri despre examenul de bacalaureat din acest an. Rezultate foarte bune au obținut elevii noștri la examenul de bacalaureat. Cele mai multe note sunt peste 8. Dacă ne raportăm la seria curentă, am avut 226 de absolvenți din seria curentă, 223 au promovat bacalaureatul, un procent de 98,67% pentru absolvenții din seria curentă. Desigur, mediile cuprinse între 9 și 10 sunt de 42%. Sunt 94 de medii generale cuprinse între 9 și 10, un lucru care ne bucură foarte mult. Mai mult decât o treime dintre absolvenții noștri au obținut rezultate foarte bune și 32% au obținut medii generale între 8 și 9. Și aici trebuie să spun că a fost o muncă continuă și din partea profesorilor și din partea elevilor pe parcursul celor 4 ani de zile. Noi, de fapt, am pregătit acest examen de bacalaureat începând din clasa 11-a. Am luat foarte în serios simularea de anul trecut și împreună cu părinții ne-am propus această țintă, un procent foarte ridicat la examenul de bacalaureat, și sigur că toate acțiunile noastre au fost concentrate înspre un procent, înspre o performanță la examenul de bacalaureat. Într-un fel influențați procentul la nivel de județ, cred. Nu știu dacă îl influențăm la nivel de județ, dar din statisticile publicate de minister, suntem cu mult peste procentul de promovare a județului și sigur că am contribuit și noi să aducem acest procent înspre valori normale. Avem o medie de 10 la bacalaureat, Miruna Baicu, de la specializarea științe ale naturii bilingvă, limba engleză. Sigur, media 10 este foarte greu să obții la bacalaureat. Sunt foarte puține medii de 10 pe țară. Iată că una a fost, a venit în județul Hunedoara.
singura, de fapt, din județ, dar aș vrea să spun că avem foarte multe medii, foarte aproape de 10, 9,98, 9,95, 9,91, și acest lucru ne bucură foarte mult. Vor conferi absolvenților noștri și reușită la facultățile din țară și de peste hotare. Aș vrea să spun că avem un procent relativ bun pentru elevii care au optat pentru un bacalaureat francofon. Noi avem o secție bilingvă francofonă la școală. Oferim absolvenților o diplomă specială de bacalaureat pe care scrie secție bilingvă francofonă. Elevii care au optat pentru bacalaureatul bilingv francofon au susținut o probă la matematică în limba franceză și sau la o altă disciplină non-lingvistică, cei mai mulți la matematică și la geografie în acest an, în plus față de probele obișnuite de bacalaureat. Deci preocuparea noastră nu este numai pentru limba germană, este și pentru limba franceză, alături de limba engleză care conduce în opțiunile elevilor noștri. Bun, acum, sigur că după liceu urmează facultatea, foarte clar pentru majoritatea. Cum credeți că acești elevi eminenți, după ce finalizează și o facultate, se pregătesc pentru a munci în România? Pentru că vedem ce se întâmplă în societatea noastră. Valorile dintre... sunt, mă rog, cum da. Sunt. Aici vorbim de copii care chiar ar merita să aibă locuri așa frumoase. Mă bucur că a spus această întrebare și chiar în aceste zile am evaluat, noi urmărim traiectoria elevilor noștri și, desigur, cred că suntem atenți și sunt vizibile acele înalte performanțe ale absolvenților noștri. Așa cum ați văzut și în filmul de prezentare, absolvenții liceului, nu numai de acum, ci de la existența liceului, s-au remarcat în comunitățile lor. Ați văzut, a avut o intervenție profesorul Mircea Păcuraru, membru al Academiei Române, iată un decebalist care a spus cuvinte atât de frumoase despre formarea lui în școala noastră. De asemenea, profesorul Liviu Lăzărescu de la Institutul de Arte Nicolae Grigorescu din București, un absolvent al Colegiului de CEPAL, profil real și unul dintre cei mai mari profesori de culoare ai României. Dar ați văzut și un absolvent mai tânăr, chiar m-ați întrebat, este vorba despre Liviu Aron. El a absolvit, de fapt, două doctorate. Este inginer, lucrează în departamentul de genetică a Facultății de Medicină a Universității Harvard-Boston din Statele Unite. Unul dintre, spun eu, marii cercetători în domeniul biochimiei. De asemenea, avem absolvenți, chiar dacă mă refer la colegii lui Liviu Aron, avem pe renumitul dr. Călin Homorodean de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj, un medic specialist cardiolog, recunoscut în țară și în străinătate și, sigur, din aceeași clasă, iată că am dat trei nume foarte mari și Ticula Ciprian, un informatician care lucrează în
sistemul bancar, a lucrat în Londra, acum lucrează în Statele Unite. Este unul dintre cei mai buni specialiști în modele matematice în domeniul finanțelor și al băncilor. Sigur sunt mai mulți, vreau să spun altceva. Sunt și în țară, da, și în străinătate absolvenți ai liceului realizați. Sigur, există și această variantă, ca mulți dintre ei să performeze în străinătate, dar eu cred că acest lucru nu trebuie generalizat și avem și noi specialiști foarte buni care au rămas în pentru țară. Că aici se luptă cu sistemul nostru. Sigur. Trebuie să fie membri de partid, trebuie să fie, știu eu, ajung în anumite situații când în locul lor, chiar dacă sunt de valoare pe care am văzut-o, sunt preferați alții că au alte, mă rog, decătorii, așa o junglă, da, dacă încerc să prezint o realitate. Deci dacă mă refer la posibilitățile de cercetare în România și sigur, nu ne putem compara cu universitățile din Statele Unite. Aici Liviu Aron la Universitatea Harvard sigur are alte posibilități de cercetare. El a obținut pe baza performanțelor lui acest statut și el performează foarte bine acolo. Nu cred că ar fi putut ajunge la un nivel atât de înalt în țara noastră, pentru că nu putem oferi, România încă nu poate oferi un grad atât de înalt al performării în domeniul științei ca Statele Unite. Lucrul acesta trebuie să îl recunoaștem, dar sigur avem și noi specialiștii noștri, ați văzut membrii Academiei Române, medici, cercetători în țară și acest lucru ne bucură foarte mult. Luăm o pauză pentru publicitate și revenim. Publicitate. Fabrică de volane angajează șef de echipă, controlor calitate, operator producție și manipulant marfă. Căutăm persoane serioase, atente la detalii, cu disponibilitatea de a lucra în schimburi. Cerem minim 8 clase absolvite. Vă oferim salariu cuprins între 1300 și 1700 de roni brut, tichete de masă și transport asigurat. Pentru detalii ne puteți contacta la numărele de telefon 0730 090 653 și 0728 036 858. De asemenea, ne găsiți în Lupeni, pe strada Vâscozei, numărul 1. Alătură-te echipei noastre! Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, Regele Mihai I al României din Timișoara, organizează în perioada 13-27 iulie admitere pentru ciclul universitar de licență și master. Accesează acum www.usab-teme.ro pentru a afla oferta completă a facultăților de agricultură, horticultură și silvicultură, management agricol, medicină veterinară, tehnologia produselor agroalimentare, zootehnie și biotehnologii. Studenții care provin din alte zone ale țării beneficiază de condiții excelente de cazare și masă în campusul nostru universitar. Informații suplimentare și înscrieri pe www.usab-teme.ro sau pe www.admitereonline.ro. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Thank you.
Bună, sunt Luche de la Lupen și vă invit în fiecare miercuri de la orele 20:30 să petrecem aici la Capital TV cu muzică bună, cu invitați de mare calitate. Nu uitați, telefoane în direct și vă vom face dedicații pe placul dumneavoastră. Vă pupă, Luche! Bogdan, vă spun bun găsit din cealaltă capitală. Bine, mă, băieți, voi sunteți la film, vă distrați. Și eu sunt la muncă. O fi bine? Sunt aici la un apartament. Poate e al tău sau al unui prieten de-al tău. Hai să intrăm. Hai, nu-ți face filme în cap. Nu sunt la tine de data asta. Dar încuie ușa și închide geamul. Și bucură-te de film. Neglijența, invitație deschisă la furt. O campanie de prevenire a furturilor din locuințe derulată de Ministerul Afacerilor Interne prin Poliția Română în parteneriat cu Grupama Asigurări. Revenim în direct, dragi prieteni, aici la Capital TV. Vă reamintesc că l-am ca invitat pe domnul Florin Marin Ilieș, profesor doctor, directorul Colegiului Național Decebal. Am nu de mult, cred că acum, anul trecut, dacă nu mă înșel, ceva în genul acesta, am avut o emisiune cu o elevă și cu profesoara de la colegiul noastră, eleva obținând rezultate extraordinare la Olimpiada Internațională de Geografie de la Moscova. Da. Sigur, în fiecare an... Cred că anul trecut a fost. Da, anul trecut. În fiecare an, absolvenții noștri, și nu numai absolvenții, dar și elevii noștri, participă la competițiile școlare, la olimpiadele și concursurile organizate de minister sau de alte organizații, dar mă refer la cele organizate de către minister. An de an obținem rezultate bune, atât la matematică, la fizică, la chimie, la biologie, la limba germană, la limba engleză, cam la toate disciplinele avem elevi care reprezintă județul. Anul acesta am avut aproape 60 de elevi care au participat la olimpiadele naționale, ei obținând locuri fruntașe la confruntarea pe județ și s-au întors cu medalii, cu premii de la olimpiadele naționale. Bun, ați fost surprins de rezultatul la geografie? Nu am fost surprins de rezultatul la geografie, pentru că absolventa noastră a obținut an de an rezultate foarte bune la Olimpiada Națională de Geografie, a obținut premiile 1 și 2 și 3 și în clasa 12 a participat la selecția pentru lotul lărgit și apoi pentru lotul restrâns a Olimpiadei de Geografie. Este o elevă excepțională și a terminat la o clasă de real, nu la o clasă de uman,
Pentru ea geografia a fost o pasiune și acest lucru ne bucură foarte mult. S-a întors sigur cu medalie de la Moscova, de la Olimpiada Internațională de Geografie, dar aș vrea să mă refer în acest an. Am avut elevi cu rezultate foarte bune. Avem un absolvent, de fapt el a și dat examen de bacalaureat în sesiunea olimpicilor. Este vorba de absolventul Nicolae Spunei din clasa 12 a științei ale naturii bilingve engleză, care an de an a participat la olimpiadele de chimie și biologie și s-a întors cu rezultate foarte bune. În acest an a participat la... Anul trecut a fost selecționat în lotul lărgit pentru Olimpiada Interdisciplinară Științele Pământului și în acest an a fost selecționat pentru... A obținut la Științele Pământului locul întâi pe țară, dar a participat și la Olimpiada Națională de Biologie și a fost selecționat pentru Olimpiada Internațională, pentru lotul lărgit. Nu s-a calificat la lotul restrâns a Olimpiadei, dar iată că a performat atât la chimie cât și la biologie și la Olimpiada Interdisciplinară, chimie, fizică, geografie și biologie. Olimpiada numită Științele Pământului, olimpiada extrem de grea și a reușit anul acesta să obțină locul întâi. Acest lucru ne bucură foarte mult. Nu aș vrea să... Nu o amintesc pe absolventa noastră, pe eleva Sălăjan, din clasa 12-a, Sălăjan Anca, dacă nu mă înșel, care a obținut locul întâi la Olimpiada de limbă engleză. Ați văzut-o și în filmul de prezentare. Sigur, seria poate să continue. Am mai avut elevi cu premiul 2, cu premiul 3, cu mențiuni și acest lucru ne bucură foarte mult. Bun, ca profesor vă întreb acum, ce părere aveți despre, să zic eu, structura curriculară? Mai ales că, din câte văd la dumneavoastră, elevii iau foarte în serios treaba și învață cam tot ce trebuie să învețe. Sigur, elevii noștri învață foarte mult. Și așa cum discutam și în pauză cu dumneavoastră, și cerințele sunt ridicate. Programa școlară, planul de învățământ, deocamdată este foarte încărcat. Numărul de ore pe săptămână este ridicat. Știți, elevii noștri învață și la matematică, învață și la limba engleză, învață și la istorie, învață și la economie. Există o concurență la nivelul școlii, la nivelul claselor și de aceea pentru a obține aceste performanțe e nevoie de o muncă foarte susținută. După părerea mea, va urma o revizuire a planurilor de învățământ. Cred că vom avea o nouă concepție pentru planurile de învățământ în liceu. Ministerul deja a pus în discuție, a dezbătut și a și aprobat planurile de învățământ pentru gimnaziu. Urmează să discutăm planurile de învățământ pentru liceu. Sunt câteva modificări în gimnaziu. Numărul de ore oarecum a scăzut. A crescut ponderea disciplinelor opționale și la gimnaziu și cred că ponderea aceasta va crește vizibil la liceu și va ține cont de specializarea pe care o urmează elevii. Dar noi, având clase bilingve și intensive, bilingv o limbă străină sau intensiv informatică,
există o supraîncărcare a planurilor, a numărului de ore pe săptămână. Este o opțiune a elevilor, este o opțiune a noastră, pentru că numai așa, într-un număr mai mare de ore, poți să însușești o limbă străină foarte bine. Două ore pe săptămână este foarte puțin și cetățenii europeni trebuie să cunoască foarte bine engleză, franceză, germană. De asemenea, un bun specialist în informatică și bazele informaticii nu se pun în oră sau două ore pe săptămână, ci în aceste clase cu predare intensivă de informatică, unde elevii pe grupe de câte 12-14 elevi studiază informatica în 4-5 ore pe săptămână. Deci avem o specializare, o orientare, îmbinăm studiul limbii străine cu studiul matematicii, fizicii, chimiei în domeniul real. Așa cum am văzut și în film și am auzit și în film, Decebalul, Colegiul Național Decebal, este o stare de spirit. Am sesizat în același timp preocuparea dumneavoastră de a forma oameni prin învățământ, dar și prin cultură. Adică aveți preocupări de a le oferi ocazia să cunoască și ce înseamnă cultura. Încercăm să valorificăm toate laturile educației și elevii noștri nu numai că sunt foarte buni la matematică, fizică, chimie, la disciplinele reale, dar și latura umanistă și latura artistică încercăm să o valorificăm. Iată că anul acesta absolvenții noștri, elevii noștri din clasele de gimnaziu și liceu au susținut două concerte de muzică instrumentală, concerte de o înaltă calitate artistică la muzeu. Ați văzut că am avut foarte mulți participanți, spectatori, am transmis, am pregătit aceste concerte și am pus în valoare talentul artistic al elevilor decebaliști. Desigur, ei au continuat, mulți dintre ei au făcut clasele 1-4 sau studiază în privat un instrument muzical, dar preocuparea școlii noastre este aceea de a-i pune în valoare. Sigur, un elev decebalist, dacă studiază în particular pianul sau vioara, sigur trebuie să-i dăm noi ocazia să vină în fața noastră, să se exprime și să îl apreciem. Și elevii găsesc la Colegiul Național Decebal această deschidere. De asemenea, am organizat câteva expoziții de pictură de ale elevilor noștri, atât în școală cât și în afara școlii. Avem copii foarte talentați, au realizat lucrări foarte valoroase, au participat chiar și la competiții naționale și internaționale și acolo lucrările lor au fost bine apreciate. Elevii talentați au, pentru ei, dacă au excelat în domeniul artistic, am organizat și expoziții individuale pentru ei, atât de desene, de pictură, cât și expoziții de fotografie personală și acest lucru ne-a bucurat foarte mult. De asemenea, nu aș vrea să uit că elevii noștri participă în fiecare an la festivaluri de dans. Avem un ansamblu de dans, ansamblu de dans și muzică, ansamblu Transilvania al Colegiului Național Decebal, care în fiecare an participă la cel puțin două festivaluri internaționale. Prezentăm dansuri populare românești, dansuri tradiționale germane. Am prezentat anul acesta, de exemplu, în Muntenegru și trei decebaliste care au
prezentat muzică populară, au cântat muzică populară și, și ne-am bucurat de un succes, zic eu, foarte bun în Muntenegru. În țară am susținut peste 20 de spectacole cu ansamblul nostru și iată că valorificăm și această latură. Nu aș vrea să trec cu vederea că de curând s-a încheiat, aseară s-a încheiat festivalul Opera Night și dacă ați urmărit, corul de copii al Colegiului Național Decebal alături de corul de copii al Liceului de Artă au cântat în Carmina Burana. Această seară de operă s-a desfășurat în curtea liceului, am asigurat toate condițiile ca spectacolul să desfășoare în condiții foarte bune. Desigur, alte spectacole nu ne-a permis timpul să le avem în curtea liceului, dar acest spectacol a fost un început, succes pentru, și este un început și pentru elevii noștri și pentru noi. A fost o provocare. Pe lângă ceea ce spuneți, i-am văzut pe elevii de la dumneavoastră participând ca spectator, consumator de artă, la teatru, la sigur, concerte. Da. Și vreau să vă întreb cât le poate oferi un oraș cum este Deva din punctul de vedere al ofertei culturale? Vă spuneam că avem preocupări și dorim să cultivăm și această latură artistică, le oferim copiilor, pentru că dacă ne aflăm în situația de a nu le oferi, de a nu populariza, de a nu participa alături de ele aceste evenimente artistice, desigur, n-au cum să cunoască și să îndrăgească și un spectacol de operă, să îndrăgească și un vernisaj, să participe la un concert instrumental, la o piesă de teatru. Noi participăm cu ei, probabil știți că foarte mulți actori din trupa de teatru care funcționează pe lângă Casa de Cultură din Deva sunt elevii noștri, elevi de liceu și am organizat deja două spectacole de teatru unde au participat elevii noștri, s-au bucurat de un mare succes și acest lucru ne face cinste. Bun, e clar că deja brandul Decebal atrage elevi valoroși și potențial, da? Dar în același timp e nevoie și de dascăli foarte buni. Sigur, vreau să mulțumesc pe această cale colegilor mei, profesori de la Colegiul Național Decebal, pentru că desfășoară o muncă, o activitate orientată înspre performanță și o muncă susținută. Performanța nu se poate obține prin muncă în salturi. Trebuie să muncești continuu, să te pregătești. Foarte bine trebuie să fii pregătit ca profesor să apari în fața unei clase în care ultimul admis are media generală 9,80. Întotdeauna intrăm cu emoții, cu bucurie și ne angajăm la o muncă susținută. O să vedeți și în acest an, prevăd medii foarte mari la admitere în liceu și acest lucru ne obligă foarte mult. Nu putem apărea în fața elevilor cu amintiri, cu lucruri pe jumătate știute, cu alte gânduri decât cele de succes și de performanță, pentru că asta doresc și elevii, asta doresc și părinții, asta dorim de fapt și noi, să menținem acest brand în comunitatea noastră.
cu părinții, că știu că e un acel triunghi așa de necesar în ziua de astăzi. Cum aveți organizarea cu relația cu ei? Că, relația nu. cu părinții este foarte bună. Dacă nu ar fi o comunicare bună între școală și părinți, aceste rezultate nu ar fi posibile. Aș vrea să mă refer doar la comunicarea dintre părinții absolvenților claselor a 12-a și școală. În anul trecut am avut 4 întâlniri la care au participat și profesorii care predau discipline de bacalaureat în clasa 11-a și anul acesta la fel cel puțin 4-5 întâlniri acolo unde a fost cazul, la clasele unde am identificat noi câteva probleme. Ne-am întâlnit cu părinții. Desigur, am fost foarte insistenți și am adus părinții la aceste întâlniri. Le-am explicat care sunt problemele cu care ne confruntăm în pregătirea copiilor pentru examenul de bacalaureat. Le-am prezentat rezultatele obținute la învățături, le-am prezentat rezultatele obținute la simulările naționale și împreună părintele, elevul și profesorul care predă la clasă, am conștientizat în mintea lor, în mintea părinților, în mintea elevilor, am conștientizat noi că e nevoie de o muncă susținută, numai așa vom putea obține aceste rezultate. Deci există un parteneriat între școală și părinți. Parteneriat eficient. În general, un principiu există peste tot. Sigur că da, un parteneriat eficient și le mulțumesc părinților că au fost alături de școală și și lor li se datorează aceste rezultate frumoase cu care, iată, astăzi venim în fața comunității și ne fac cinste. De obicei, în presă și în media apar scandalurile, inclusiv din învățământ, din licee. Dar dumneavoastră se pare că apareți în media cu rezultate, nu? Deci aveți o altă formă de sigur, a fi prezent și vizibil. Ceea ce citim în mass media nu întotdeauna reprezintă realitatea din școlile respective. Desigur, cazurile... ne propunem să mulțumim pe cât mai mulți părinți. Ne propunem să mulțumim pe cât mai mulți elevi, dar nu reușim întotdeauna să mulțumim pe toți părinții sau pe toți elevii noștri. Dar aceste rezultate pe care, cu care venim noi acum în fața comunității spun foarte mult. Și părinții... Da, nu sunt povești, sunt realități. Mass media... trebuie să interpreteze, să compară și să vadă că aceste rezultate sunt rodul unei munci, așa cum am spus, continue și susținute de elevi, profesori și părinți. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, felicitări și succes mai departe. Vă mulțumim foarte mult. Sunt convins că, așa cum spuneați, vă obligă ceea ce ați obținut, cel puțin, dacă nu mai mult. Obligă și stabilim de pe acum strategia pentru anul următor. Succes! Mulțumim! Dragi fete, vă mulțumesc mult de tot pentru atenție. Vă doresc o masă frumoasă în continuare. Vă invit să rămâneți pe Capital TV. Ne revedem mâine la ora 16. Numai bine, la revedere!